Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. Aspecte astrale foarte puternice săptămâna ce urmează, ne izbim de tot felul de greutăți, de conflicte, vom vedea care ar fi conflictul principal specific săptămânii 1-7 septembrie. Avem o opoziție destul de puternică care are o componentă spirituală sau descarcă ceva spiritual, Soare-Saturn, cu Soarele în semnul Mercurian al Fecioarei și Saturn în continuare în semnul Peștilor. Mai avem o opoziție Neptun-Venus, ele vorbesc despre confuzii, vorbesc despre blocaje apărute din senin, vorbesc despre relaționări de tot felul cu persoane care pe undeva ne impun restricții. Ca atare trebuie să fim foarte vigilenți săptămâna următoare. Trebuie să ne păstrăm un tonus bun, să fim optimiști, să ne axăm mai mult pe lucrurile care ne aduc bucurie și să vedem cum facem această rocadă, cum facem această transformare, această schimbare de la lucrurile care pe undeva vin să ne tulbure și să ne blocheze la cele care vin să ne aducă bucurie. Alături de noi în platou se află Lucrețiu Tudoroiu. Bună ziua, Lucrețiu, și bine ați revenit! Bună ziua! Vorbeam, Lucrețiu, despre două aspecte foarte puternice pe care le observăm acum pe cer, această opoziție Saturn-Soare și Venus-Neptun. Ambele sunt puternice pentru că ele vorbesc despre lucruri care pe undeva vin în putere, vin într-o forță către noi, cu oarecare forță către noi și trebuie stopate la timp. Această opoziție Soare-Saturn vorbește, spuneam, despre relaționare cu persoane care au pe undeva autoritate, care ne impun niște reguli, niște restricții și trebuie să găsim atitudinea potrivită pentru că atunci când vorbim despre o opoziție Soare-Saturn, vorbim despre o încălcare, să spunem așa, a principiilor care nouă ne aduc vitalitate. Soarele este vitalitatea, Saturn pe undeva vine cu o zonă de întuneric. Deci s-ar putea să existe evenimente care să interacționeze cu destinul nostru, evenimente care pe undeva blochează zona de lumină. Adică fie avem o greutate, fie avem o problemă, fie trebuie să rezolvăm ceva care apasă pe umerii noștri și ne ia pe undeva vitalitate. Foarte interesant această opoziție, trebuie să știm cum să o gestionăm. Nu în ultimul rând aș vorbi și despre quadratura Marte-Neptun, o quadratură care aduce un pic de degringoladă și de haos în sistemul nostru relațional. Aici o să fie o altă discuție și vom vedea pentru fiecare zodie în parte despre ce este vorba. O altă quadratură Marte-Venus care de asemenea vorbește despre impulsivitate în relații, mai ales cei care se știu cu un Marte afectat din naștere vor avea de suferit și ca atare este o săptămână care poate să pună sub semnul întrebării multe relații. Deci este posibil să ne mai certăm, să ne mai despărțim de anumite persoane, temporar sau nu. Săptămâna este foarte specială, dar toate aspectele de tranzit se supun, să spunem așa, aspectului central al perioadei acest Neptun, care spune că totul trebuie reglat în raport cu Divinul, adică indiferent că mai renunțăm la prieten, că ne mai certăm cu anumite persoane, totul se reglează și în raport cu Divinul, adică ceea ce este corect trebuie să se întâmple, așa se spune. Deci urmează o săptămână în care, chiar dacă ne mai certăm cu anumite persoane, chiar dacă facem anumite, să spunem așa, jonglăm într-un fel cu oamenii din jurul nostru, totul este să ne menținem în sfera corectitudinii. Adică să nu facem niciun lucru doar de dragul de a-l face, din orgoliu, din mândrie, din, nu știu, pentru că suntem mai impulsivi. Trebuie să ne gândim foarte clar dacă este corect ceea ce facem sau nu. Este foarte adevărat ceea ce ai zis. E o perioadă în care, sigur că sunt probleme cu autoritatea, cu autoritatea de toate felurile, pentru că e elementul acesta de constricție, de control cumva, care ni se impune și care nu ne lasă să ne desfășurăm ființa noastră așa cum am fi dorit. Ăsta este un aspect care este foarte clar și mai este iarăși foarte, foarte puternică perioada aceasta
dezvoltarea părții de generic de înșelăciune, de acoperire, toate lucrurile acum. Deci e o perioadă a ipocriziei, este o perioadă a minciunii, este o perioadă a prefăcătoriei desăvârșite, a jocului de teatru cu finalitate foarte clar determinată. Nu mai sunt gratuite, nu mai sunt doar elementul de joacă. Zici, a, doar așa am jucat cu chestia asta, nu. Nu, sunt mize mari, au început să fie mize mari în viața fiecăruia dintre noi, la toate nivelurile, de la comportamentul unui copil până la comportamentul unui șef de stat la nivel global. Toți sunt acum supuși acestei tentații de minciuni, dar chiar minciune. E o perioadă în care minciuna este potențată la maxim și trebuie foarte multă experiență, trebuie multă înțelepciune, trebuie multă lumină, trebuie mult lucru cu divinitatea ca să putem să ieșim din aceste minciuni care ne sunt propuse aproape zilnic. Dar ceea ce vreau să zic, este clar că asta tot, inevitabil, minciuna duce la conflicte. Deci minciuna nu este gratuită, are niște finalități. Dacă ele sunt îndeplinite, se creează premisele unui conflict. Și dacă nu sunt îndeplinite, din nefericire, iarăși se creează premisele unui conflict. Deci o perioadă în care minciuna, fie dacă are, sau înșelăciunea, sau prefăcătoria aceasta foarte subtilă care ne este propusă în viață, fie că nu are succes, generează conflicte. Deci nu e o perioadă în care zici, ha-ha, uite ce farsă bună mi-a făcut prietenul meu cu tare. Nu se ajunge la ceartă. Deci asta este iarăși un element foarte neplăcut și dur al perioadei. Da? Deci odată un control din exterior care încearcă să ne spună ce avem de făcut în viață, dar poate că nu era cazul să ne spună, că poate nu este adevărat ceea ce ni se spune. Apoi formele acestea, toate lucrurile care ne sunt propuse, foarte multe păcăleli, foarte multe înșelăciuni, foarte, foarte, foarte multe și care duc toate inevitabil la conflict. Ceea ce vreau să zic, că poate pare foarte pesimist și apăsător ceea ce zic, dar asta este realitatea și de mințit-o, nu o să mint niciodată că nu văd de ce aș face-o, că n-am miză, spre deosebire de mulți alții, este că bunul Dumnezeu, fiecăruia dintre noi, în perioada aceasta îngrozitoare, ne dă o pată de lumină. Ne dă o pată de lumină care pe fiecare dintre noi în parte ne luminează și ne dă speranță și putere să rezistăm acestor agresiuni oribile, deci care sunt bazate și pe autoritate, și pe prefăcătorie, și pe conflict deschis. Și acea pată se manifestă în mod specific pentru fiecare dintre noi. Asta vreau să zic tuturor celor care ne ascultă și pentru toată lumea, de fapt. Nu trebuie să disperăm, că e o perioadă grea. Dar în viața fiecăruia această lumină trebuie să mergem pe ea, care e spiritual, evident. Aspectul cel mai deosebit, aș spune eu, aspectul cel mai puternic, specific săptămânii următoare, are legătură cu aceste descărcări pe care noi le tot facem de ceva vreme încoace. O să vedem pentru fiecare zodie în parte cum se manifestă. Avem această opoziție despre care am vorbit, Saturn-Soare, care este foarte dură. De ce? Pentru că Soarele momentan este doar tensionat. Asta înseamnă că nu găsim resursele de a ne recăpăta vitalitatea zilele acestea. Este foarte greu să ne menținem un tonus pozitiv, optimist, de lumină, de vitalitate, pentru că este posibil să trecem prin, să avem tot felul de experiențe. Și mai ales experiențele vin din sfera este de urmări zilele acestea, ce gen de experiențe ne întunecă vitalitatea sau ne răpesc optimismul, pentru că acolo este o karmă pe care noi o avem. De exemplu, poate să fie, nu știu, o persoană bolnavă de care trebuie să te ocupi, oricâtă vitalitate ai avea și dorință și poftă de viață, atunci când intră sfera bolii în viața ta, totul se întunecă, evident. Sau, nu știu, ai o problemă apărută din senin financiară sau mai știu eu ce. Deci trebuie urmărit ce gen de problemă avem zilele acestea. Este o problemă care s-ar putea să mai apară pe parcursul anului, are o componentă karmică, saturniană, vine din partea și din sfera lui Saturn în semnul peștilor și opunându-se Soarelui, repet, ne ia puțin din vitalitatea asta și din dragostea de viață, cum se spune, pe care teoretic ar trebui să o avem dacă, de exemplu, Soarele ar fi perfect aspectat, să spunem un Soare în Leu sau într-un semn de foc, în Prebec, în Săgetător, dacă este bine aspectat de tranzit. Sunt zile însorite, sunt zile în care ai poftă de viață. Dacă Soarele este devitalizat, oricum el este devitalizat în semnul Fecioare, acum este și prost aspectat cu acest Saturn în Pești. Este o responsabilitate care, având o componentă karmică, nu poate fi evitată.
Deci cu toții vom observa că nu putem evita această responsabilitate. Deci oricât am vrea și am spune nu, dar nu vreau să-mi asum această responsabilitate, nu o să putem. Pentru că ea vine sub componentă karmică, adică ai senzația că dacă nu îți asumi această responsabilitate, este ca și când nu mai ești funcțional, nu te mai simți tu în regulă cu tot ceea ce ține de destinul tău, să spunem așa. Pe undeva trebuie să învățăm și tot am vorbit despre acest aspect, să gestionăm, și este o perioadă care marșează mult pe zona asta, orice formă de conflict. Conflictele pot veni în continuare, pot fi conflicte verbale, avem în continuare această quadratură Mercur-Uranus, suntem destul de predispuși să avem certuri și discuții foarte înflăcărate cu cei din jurul nostru. Zona care totuși ne ajută, zona care, și de ce unora pare că le merge bine, sigur că da, totul este o aparență în această perioadă, lucrurile pot părea într-un fel și ele pot sta cu totul diferit, dar totuși, cei care au reușit, spusese și la trecută, să-și obțină o liniște, cei care au reușit pe undeva să facă pace cu interiorul lor, sunt puțin mai feriți de toată această structură tensionată a vremurilor pe care le trăim. Ce aș spune eu că este foarte important să facem zilele acestea, trebuie să identificăm, și aici este un lucru pe care chiar trebuie să-l facem, trebuie să identificăm care este sursa de conflict principal, adică ce anume ne agresează cel mai mult și mai ales ce ni se pare cel mai greu de gestionat. Ce tip de conflict cu care ne tot confruntăm în ultima perioadă ni se pare cel mai greu de gestionat? Pentru că, cu siguranță, avem un anumit tip de conflict care este un pic mai greu de gestionat decât altele. Acesta trebuie neapărat identificat. Pentru că, dacă nu vom lucra pe el, este posibil, cu aspectele care tot sunt și ele se tot inflamează pe măsură ce Neptun se apropie fix de această cuspidă cu semnul berbecului, este posibil ca acest conflict pe care noi tot ne ferim să-l identificăm de el există și ne face probleme zilnic să devină din ce în ce mai agresiv, chiar de nesuportat. Da, deci e o perioadă în care nu putem scăpa, da, de toate aceste provocări. Ziceai că da, cei care și-au adus lumină în inimi și în suflet rezistă cel mai bine, da, deși și ei sunt agresați, doar că se înalță. Numai că e o perioadă în care înălțarea asta este foarte greu de obținut. Ideal un pelerinaj, ideal rugăciune, practic spirituale cât mai multe. Dar conflictele de care vorbeai, cum să zic, nici nu mai este greu să identificăm care este lucrul care ne... aspectul acela conflictual care ne devitalizează cel mai mult. Cred că deja s-a activat la fiecare dintre noi, unii sunt nemulțumiți de lucruri concrete, alții de situații mai abstracte sau de probleme mai abstracte, dar ample și reale. Fiecare are un conflict acum care devine foarte sâcâitor, deci care nu ne lasă să dormim, ne îndeamnă să facem postări pe Facebook sau pe altă platformă de întâlniri online. Nu cred că e greu e imposibil să ignorăm problemele și cea care ne rode cel mai tare, aceea este cea mai importantă. Cheia este karmică, vine din trecut. Sunt două variante. Vine din trecut cu siguranță, pentru că altfel nu am putea avea habar de ea, dar face propuneri și pentru viitor. Ea ne devitalizează acum, dar ne și învață că într-o perioadă următoare, fie mai apropiată, fie mai depărtată, se pot crea condiții pentru rezolvarea acelui conflict. Deci dacă este un conflict familial, bun, acum ne sâcă îngrozitor, zic, Doamne, dar cu ce am păcătuit de mi se întâmplă tocmai mie, ei bine, poate peste o lună, peste un an, se soluționează definitiv și într-un mod magistral acest conflict. Da? Deci trebuie să înțelegem că toate conflictele acestea își caută o soluționare. Dacă eu, să zicem, mă resemnesc cu ideea, uite că am intrat în problemele astea financiare, să zicem, dau un exemplu, și nu mai ies din ele,
fac un lucru foarte grav, pentru că toate aceste provocări, chiar dacă au un element karmic evident, ele ne sunt date pentru a fi soluționate. Că nu le putem soluționa, acum este altceva. Dar dacă nu ne preocupăm, dacă eu nu mă preocup de soluționarea acestor probleme, nici nu se vor soluționa vreodată, ci se vor agrava, exact cum foarte bine ziceai mai devreme. Riscul este că, că noi, dacă le ignorăm, ele se agravează. Iarăși nu merge să le lăsăm deoparte, zice, se rezolvă. Nu. Vorbeam despre faptul că fiecare zi are o energetică a ei. Da. Și de multe ori se creează acea masă critică. Dacă, spre exemplu, tu ai anumite aspecte în astrogramă care, nu știu, duc către o anumită folosire a energiei. Ziua respectivă vine și ea pe undeva în întâmpinarea acelor aspecte, se poate crea o masă critică și sigur că da, se poate poate apărea ceva destructiv, poate să fie ceva care să nu ne facă bine, sigur că da. Deci este foarte important să urmărim această energetică a zilelor, mai exact tranzitele zilnice, pentru a vedea cam care este energetica zilei. Sunt zile care, de exemplu, nu știu, având un Marte, un Uranus, un Pluto foarte tensionate, sunt agresive, predispun la agresivitate. Dacă tu te știi din naștere cu astrogramă care ea în sine predispune la agresivitate, sigur că da, este bine să stai cât mai rezervat. Sau sunt zile care, de exemplu, sunt foarte benefice pentru rugăciune. Bine, pentru rugăciune e bună orice zi, dar sunt zile care sunt puțin mai liniștitoare și mai liniștite și atunci te poți reculege mult mai ușor și poți avea mai multă forță să te reculegi. Și așa mai departe. Deci este interesant să urmărim această energetică a fiecărei zile și ne cam dăm seama de dimineața încotro se îndreaptă ziua respectivă. Unele sunt foarte conflictuale, dar ce este cel mai important, spuneam, trebuie să identificăm persoanele care și în general fiecare persoană cu care interacționăm mai des trebuie identificată ca și energetică, adică noi trebuie să știm. Persoana aceasta este mereu conflictuală. Trebuie să o mențin în anturajul meu, dar măcar trebuie să văd cum gestionez relația cu ea. Persoana aceasta, nu știu, este mai boemă. Trebuie să știu cum să gestionez relația cu ea și așa mai departe. Foarte important este să știm exact, de fapt ceea ce vrea Universul de la noi pe aceste aspecte, pe aceste tranzite, este să știm exact cu cine avem de-a face. În general, atât cu oamenii, cât și cu situațiile. Noi nu mai putem funcționa haotic. De exemplu, dacă, nu știu, se trezește cineva și îți face o invitație undeva unde, să spunem, sunt energii foarte bizare sau foarte strani sau foarte malefice. Este bine să știi unde te duci, nu te duci și după aceea... Deci este bine să știm dinainte cu ce ne confruntăm, adică să analizăm toate situațiile prin care trecem. Sau ceea ce urmează să ni se întâmple, de fapt ceea ce ne propune Universul trebuie analizat, pentru că întotdeauna nouă ni se vor da niște pârghii, întotdeauna nouă ni se vor da niște indicii, precum la un joc din acesta în care tu poți să descifrezi dinainte, dar ți se dau niște indicii, nu sunt chiar atât de evidente, dar sunt. Deci trebuie să identificăm cam cu ce avem de-a face în fiecare zi, pentru că fiecare zi are o enigmă a ei. Fiecare zi începe cu un rebus, este ca și când ai rezolva un rebus. Și dacă încercăm să rezolvăm acest rebus dimineața, este foarte bine, pentru că practic cam toată ziua vom ști cum să reacționăm. Și observi cam încotro te duce ziua respectivă. Dacă ea începe cu certuri și cu o stare de nervi, este clar că va fi o zi conflictuală. Dacă ea începe cu o realizare, este clar că va fi o zi în care vei avea un potențial legat de reușită și așa mai departe. Este adevărat că toate aceste propuneri pe care Universul le face, le face într-un mod puțin mai deosebit. Adică acum este o perioadă în care suntem foarte supervizați și foarte urmăriți. Se urmărește de sus cum reacționăm, cum ripostăm, cum ne poziționăm. Este foarte importantă poziționarea în această perioadă. Deci trebuie să fim foarte atenți să vedem cum ne poziționăm față de toate evenimentele prin care trecem. Evident, fiecare are un specific al evenimentelor cu care interacționează. Așa este. E o perioadă în care ni se propune enigme. Ai zis foarte bine rebusuri, pentru că sunt de descifrat, dar ni se dă și un dicționar de cuvinte rare, din care noi putem să alegem elementele cheie sau pe cele pe care nu le cunoaștem și să le punem acolo ca să putem să rezolvăm acest rebus. Deci asta este și un lucru bun cumva. Deci chiar dacă situația este cu totul neplăcută, așa, și e foarte solicitantă și e o enigmă, adică până la urmă ne confruntăm cu enigme.
Nu este un lucru plăcut să soluționeze enigme în timp real și cu miză pe deasupra. Dar acest dicționar de cuvinte cheie, aceste chei care ne sunt date și pe care le putem potrivi acolo unde este nevoie, ne ajută să depășim momentele. Este și o perioadă, am zis, de crearea premiselor pentru depășire. Și noi asta ar trebui să sărim cumva mental, să nu ne lăsăm dominați de atac în sine, cât să vedem de provocarea pe care o reprezintă găsirea soluției. Deci, de fapt, răspunsul care ni se cere acum de către puterile superioare este găsirea soluției la enigmele care ne sunt propuse. Și această, cum acest control, această supervizare, această dorință a puterilor de sus de a vedea care este comportamentul nostru, de fapt, asta și urmărește. Este în stare să găsească soluții pentru problemele din viața lui, individul cu tare sau nu. Deci, de ce? Avem liber arbitru. Trebuie să-l folosim. Dacă nu-l folosim, eșecul este garantat, adică este devitalizarea de care vorbeai, vine și din cauza efortului foarte mare al individului de a găsi soluții, pentru că nu prea... Problemele sunt ușor de identificat. Surprinderea cauzelor profunde însă este mai dificilă. De ce? Pentru că e înșelăciunea aceasta, partea de minciună, de învăluire, care acum e foarte puternică, foarte greu să mai văd acum mobilele reale ale acțiunii celor din jurul nostru. Să vedem acum lucrețul pentru nativii berbec. Urmează o săptămână foarte puternică. Este o săptămână care are o structură specială. De ce spun asta? Neptun acum se găsește chiar înainte de cuspida cu zodia lor. Deci, practic, este într-un fel granița. Granița este aproape de primul grad din semnul berbecului, mai exact pe ultimul grad din semnul peștilor, semnul anterior berbecului. Asta înseamnă că foarte multe lucruri li se sugerează nativilor berbec, apar foarte multe ocazii și oportunități, care pe undeva vin să redreseze, să repună pe un făgaș mai corect viața nativului berbec. Deci vom vedea foarte mulți nativi berbec care încep o viață nouă, foarte mulți nativi berbec care intră pe un făgaș mult mai onest față de sufletul lor, adică se regăsesc mai mult în ceea ce urmează să li se întâmple și, după părerea mea, aceste schimbări vor cuprinde toate palierele, nu doar o zonă, deci și planul personal, și planul profesional, și financiar, și ceea ce ține de locuință. Deci toate zonele vor fi pe undeva amprentate de acest Neptun care este atât de aproape de cuspida cu semnul lor și le zâmbește pe undeva din casa credinței, din casa 12-a. Adică ei vor simți acum, nativii berbec, cât de importantă este protecția divină. Deci vor avea situații de manifestare evidentă a protecției divine, vor avea situații în care clar, cu certitudine, li se va propune o variantă mult mai bună decât varianta deja existentă. Poate este o variantă chinuitoare, poate sunt în tot felul de parteneriate care nu sunt ce trebuie, poate stau într-un loc care nu este atât de bun. Deci pe undeva li se eliberează destinul de o manieră liniștitoare. Este ca și când tu ai o locuință, este în regulă, dar ți se propune ceva mult mai luminos, mult mai pe gustul tău, mult mai pe sufletul tău. Și nativii berbec nu prea au cum să refuze aceste oferte, pentru că ele sunt foarte luminoase și vin în ajutorul plăcerilor și dorințelor lor suflete. Știți cum se întâmplă atunci când simți că Universul lucrează pentru tine, pur și simplu nu faci fără să faci nimic, apare o soluție. Și alte situații în care lucrurile se blochează, orice ai face. Deci pentru nativii berbec apare această soluție în multe domenii de viață în care ei funcționează, dar funcționează la parametrii de mediocritate, adică nu se simt chiar atât de împliniți. Este drept că acum avem această opoziție cu Venus care, din păcate, vorbește și despre o ușoară stare de confuzie, dar după părerea mea nu este atât de mare confuzie, adică nu cred că ei ar putea să facă o greșeală, ci din potrivă, cred că merg cu toate forțele înainte, deci dacă vi se propune ceva, cu siguranță veți avea șansa deosebită de a prinde acea oportunitate. Deci nativii berbec vor prinde aceste oportunități pentru că ele sunt foarte evidente. Avem și acest sextil Neptun-Pluto care aduce și forță financiară. De undeva vine această forță financiară către dumneavoastră? Este o realizare destul de importantă. Astăzi avem și un semisextil pe luminarii, ceea ce aduce o redresare a unei situații
care poate a scăpat de sub control acum două zile. Deci gândiți-vă foarte bine ce s-a întâmplat acum două, trei zile. Este ceva care v-a supărat, dar acum se redresează. Deci este o situație care acum revine la zona de normalitate. Nativii berbec se uită în oglindă la acest Venus care se găsește pe semn opus și care vorbește despre tot felul de persoane care vi se adresează, mă rog, fiecare spunându-și oful, fiecare le spune nativilor berbec ce-i doare, fiecare spune ce la pas, ce probleme are, cum ar vrea el să se poarte berbecul și așa mai departe. Acum, pentru nativii berbec a devenit foarte importantă liniștea sufletească și reglarea conturilor cu universul acolo unde ei consideră că ceva nu merge. Dacă ție nu-ți mai place casa în care stai, nu prea îi mai interesează că îi sună 10 persoane într-o zi și fiecare vorbește despre ceea ce îl deranjează. Pentru că nativul berbec acum a devenit foarte preocupat de această situație, să-și rezolve problema care pe el îl apasă și atunci nu mai are aceeași disponibilitate pentru problemele celorlalți. Cum crezi, Lucrețiu, că vede acest semn de foc în această perioadă solicitările celor din jur? Cred că aici vorbim și de fapt de întreaga viață a nativului berbec perioada aceasta, de onestitate. Da? Deci este modul în care el răspunde provocărilor într-un mod onest. Onestitatea este punctul forte, pata aceea luminoasă de care vorbeam la început, modul în care puterile de sus îl ajută pe nativul fiecărei zodii să depășească problemele. În cazul lui este vorba de onestitate. Onestitate înseamnă în ce? Acceptarea propriilor probleme, a situației de fapt, identificarea căilor celor mai ușoare de rezolvare a lor, dar și drămuirea efortului pentru acest ajutor, tot într-un mod onest. Adică la modul onest poate să zic că un nativ berbec, bun, îmi cere ajutorul, eu cu atâta te pot ajuta cu adevărat, dacă vrei mai mult, eu te spun, dar te mint, așa că mai bine nu te mint. Da, da, da. Deci asta este modalitatea foarte corectă cumva, pe care el o pune în aplicare și care îl ajută să scape de niște tentații, că sunt și acolo, e supus și el unor tentații. Și onestitatea este mare lucru acum pentru nativul berbec. Da. Avem în continuare acest nod nord în semnul dumneavoastră, un nod nord care chiar astăzi face un trigon super cu luna, ceea ce înseamnă forță de a lua o decizie pe fond emoțional corectă, o decizie corectă, emoționalul vă duce exact către rezolvarea care trebuie. Pe undeva, atunci când luăm o decizie, este foarte important să avem și zona emoțională, adică zona emoțională trebuie să coopereze, să colaboreze cu decizia respectivă. Foarte rar luăm decizii corect dacă zona emoțională nu cooperează, să spunem, cu decizia respectivă. Adică dacă tu emoțional nu simți că trebuie să faci un lucru, este puțin probabil să fie un lucru corect, pentru că emoționalul de obicei te face să cam simți ceea ce ți se potrivește sau ceea ce ți este benefic. Deci nativii berbec au devenit foarte sensibili din punct de vedere emoțional. Oricum se știe că semnele de foc au o sensibilitate emoțională, chiar dacă par ele așa mai vitale. Deci nativii berbec vor simți exact ce au de făcut în perioada imediat următoare și vor simți exact care sunt rigorile sau ce trebuie ei să respecte, pentru că sunt niște reguli acum pentru fiecare zodiile, toate zodiile în parte, pentru fiecare zodie. Dacă se respectă anumite norme, dacă se respectă anumite reguli, lucrurile o iau pe făgașul dorit. În schimb, dacă se încalcă, și fiecare trebuie să înțeleagă ce mai încalc eu acum, ce regulă încalc? Pentru că mie mi se pare că merge prost. Și fiecare zodie, acolo unde ei se pare că îi merge prost, că îi merge rău, trebuie să înțeleagă ce reguli încalcă, pentru că ea încalcă niște reguli. Revenim după publicitate cu o concluzie pentru nativii berbec după publicitate. Am revenit, vorbeam, Lucrețiu, despre aceste alegeri pe care până la urmă fiecare dintre noi trebuie să le facem și despre șansa pe care o au nativii berbec de a înțelege, de a intui care este zona care li se adresează și care
pe undeva le va oferi foarte multe avantaje, fără atât de mult stres. Pentru că acum, dacă abordăm corect problema, de fapt, altfel, dacă nu abordăm corect o problemă, ea devine de-a dreptul agresivă cu noi. Deci este posibil ca în anumite zone noi să credem că facem un anumit tip de greșeală, dar de fapt greșeala să fie cu totul alta. Ție să ți se pară că greșești pentru că, nu știu, nu faci ceva cum trebuie, dar de fapt greșeala să fie că tu ești într-o ecuație greșită din start, nu neapărat că tu greșești ceva. Punctul pe I nu putem să-l punem decât în acord cu divinitatea. Acum nu există altă variantă, adică tu nu poți să pui punctul pe I după cum vrei tu. De fapt, ăsta este marcajul lui Neptun pe ultimul grad. Le spune, da, înțeleg că tu ai vrea pe undeva să aduci lucrurile din condei, să zici că, nu știu, tot timpul tu nu faci ceva cum trebuie la locul de muncă sau tu nu faci ce trebuie în relația cu o persoană. Dar, de fapt, dacă persoana respectivă este o persoană care nu are ce căuta în viața ta sau locul de muncă nu are ce căuta și așa mai departe, tu poți să faci orice, că lucrurile vor deveni din ce în ce mai agresive din punct de vedere energetic. Deci există așa, și această posibilitate pe care nativii berbec o vor identifica în curând, de a nu fi important să identifici un anumit tip de greșeală pentru că tu practic nu reșești nimic, ci pur și simplu să identifici acele situații în care tu nu ai ce căuta. Da, deci ar fi vorba pentru nativul berbec de adecvarea la realitate până la urmă. El, dacă se adecvează la realitate, scapă din ciclul acesta infernal al problemelor care tot îl pândesc din stânga, din dreapta, de sus, de jos, foarte agresat, posibil agresat în lipsa acestei adecvări. Dacă el se adecvează situațiilor, dacă zice, uite, n-am ce căuta aici deloc, hai să mă retrag din zona asta, nu se mai pune problema pierderilor deloc. Da. Dacă zice, stai, nu că dacă dădeam bună ziua în loc de să rămână, se rezolvau problemele. Nu! Nu doar așa de ușor se rezolvă problemele, n-avea deloc ce căuta acolo persoana respectivă, nativul berbec. Cum am putea avea o realizare, pentru că este foarte important, dar foarte important, ca în această perioadă să ne conectăm și la zona de plus, nu doar la zona de minus. Cum ar putea cineva, să spunem și în cazul nostru un nativ berbec, care nativii berbec aș spune că sunt zodia cea mai lipsită de acest potențial optimist, pentru că Saturn pe casa 12 de obicei face ravagii în sensul că îți dă atâtea probleme de rezolvat încât nu mai ai timp să fii optimist din cauza problemelor și grijilor și semnelor de foc. Nu le plac atât de mult responsabilitățile, nu sunt foarte confortabile cu aceste responsabilități care sunt foarte puternic impuse de către destin. Și totuși, cum ar putea lucreți un nativ berbec să își găsească o sursă care să le aducă foarte multă bucurie și optimism? Păi, ce le-ar putea, de fapt, aduce? Bun, partea spirituală, asta știm cu toții. Trebuie puțină înălțare și pentru nativul berbec, chiar dacă este atât de agresat și constrâns. Deci lupta împotriva constrângerilor o constituie deschiderea. Da? Deși e paradoxal că constrângerea te împiedică să te deschizi, te împiedică să te înalți, te împiedică să ajungi la rezultatul dorit. Ei bine, chiar în provocări este și răspunsul. Dacă să zicem că vine un control la locul de muncă și spui ceva, dar ai greșit protocoalele alfa, beta, gamma, delta și continuă pe toate literele alfabetului, soluția nu este să zică spășit vai de mine, dar numai greșeli am făcut, să zică da, dar am făcut următorul lucru și uite ce beneficii am adus la locul de muncă. Deci să schimbe perspectiva. Dacă nu e așa ușor, dar nu e nici greu. Dacă reușesc nativii berbeți să schimbe perspectiva de raportare în perioada următoare, au șanse să nu mai fie atât de opresați. Și din potrivă să se pună într-o lumină bună și să zică, da, uite, a greșit ca orice om, dar a adus și beneficii. Deci, să schimbe punctul de vedere. Mergem mai departe să vedem acum pentru nativii Taur, apropo de perspectivă, să vedem ce perspectivă au și Taurii. În primul rând vorbim despre un aspect benefic de data aceasta între Pluto și Uranus, cu Uranus în semnul dumneavoastră în continuare conjunct cu Algol, și un Uranus care face și un aspect pozitiv cu Venus. Pe undeva foarte interesant, și aș vrea să fac și o mențiune după aceea referitor la anumite aspecte foarte pozitive și totuși oamenii reclamă multe probleme, de parcă nici nu mai văd aspectele pozitive. Păi da, pentru că dacă nu s-au umblat la ceea ce voia Universul să se umble, adică dacă tu lași să persiste o greșeală karmică sau tu insiști într-o chestie care
este clar o greșeală karmică, deci faci ceva, repeți o greșeală, ceva care enervează universul, nici nu mai poți să vezi. Degeaba, ești într-o pădure care este, nu știu, o pădure, să spunem așa, malefică, da? Poate mai sunt și niște floricele pe jos, dar dacă pădurea este apocaliptică, tu nu mai vezi că mai sunt și niște floricele drăguțe pe jos, pentru că nu mai poți, e prea amenințătoare. Așa și cu aceste aspecte benefice, ele sunt într-adevăr, dar dacă nativii Taur persistă în anumite greșeli care, să spunem așa, vin și ele tot pe filiera aceasta karmică, este foarte grea karma nativilor Taur în această perioadă, pentru că lor practic li se cam cere să identifice ceea ce nu fac bine de ceva vreme. Și acest lucru nu este ușor de făcut. Aspectul cel mai dur este legat de acest, tot de Saturn, această opoziție Saturn-Soare. Dacă sunt nativ Taur care se știu cu un Soare prost aspectat din naștere sau cu un Saturn tensionat, este bine să caute acolo să vadă ce anume, de unde apare conflictul în această perioadă, pentru că acum pe această opoziție cu un Soare atât de afflicted, cum spunem noi, clar trebuie căutată sâmburele acestei probleme undeva și pe zona paternă, pe linia paternă, dar și pe linia care ține foarte mult de ego. Soarele este ego-ul. Deci lucruri, activități pe care le-au făcut din ego sau în care ego-ul a fost pus în fața lucrurilor care țin mai mult de suflet. Și atunci această opoziție pentru toată lumea, această opoziție Soare-Saturn vorbește despre ego versus suflet, vorbește despre descărcări karmice care turtesc pe undeva personalitatea, deci s-ar putea ca nativii Taur să se simtă puțin subminați, să se simtă puțin puși la colț de către univers, deci personalitatea parcă nu se mai poate manifesta așa cum se manifestă ea de obicei. Este foarte important să observăm faptul că Soarele întotdeauna ne dă indicii importante legate de linia paternă, legate de modul nostru de manifestare la exterior, legate de modul în care ne percep ceilalți. N-aș spune că taurii sunt foarte interesați neapărat de modul în care sunt percepuți de ceilalți, de către ceilalți, ci mai mult de modul în care ei se simt în preajma anumitor persoane. Pentru că dacă i-ar interesa atât de mult cum îi văd ceilalți, așa cum, spre exemplu, leii sunt interesați și, în general, semnele de foc, i-am găsit pe nativii Taur în permanență în prezența acelorași persoane, așa cum îi vedem, de exemplu, pe nativii Leu, persoane cu care lor le-ar face plăcere să interacționeze. Dar nu îi vom găsi pe nativii Taur în prezența acelorași persoane, pentru că ei nu sunt neapărat interesați de ceea ce cred ceilalți despre ei, cât mai mult sunt interesați de modul în care ei se simt în preajma celorlalți. Și atunci oamenii se vor schimba, pentru că astăzi un nativ Taur se poate simți bine în prezența mea, mâine se poate simți bine în prezența dumneavoastră, de exemplu. Și atunci lucrurile se schimbă. Ceea ce trebuie nativii Taur să facă în această perioadă este să caute constanța. Pentru că să devină constanți, pentru că acest Uranus, în semnul lor conjunct cu Algol, aduce o parte de himnoză. Am mai vorbit despre această himnoză tipică meduzei, tipică gorgonei, cu șerpi în păr. Este ceva care îi himnotizează și pe ei, toate zodiile acum sunt himnotizați de această conjuncție cu această stea fixă malefică pe undeva. Conjuncția lui Uranus cu această stea fixă, deci cu toții suntem hipnotizați. Dar suntem hipnotizați în zona noastră uraniană. Și pentru asta trebuie să știm astrograma personală a fiecăruia. Nu putem să dăm verdicte doar pentru că ești nativ Taur sau Leu sau Berbec. Dar în orice caz, Taurul poate să identifice care este zona de himnoză, pentru că este un domeniu în care, dar pot fi mai multe domenii, în care au o himnoză, dar himnoza este nesănătoasă, pentru că Algol aduce o himnoză nesănătoasă. Ea nu vine din zona divinului, nu vine de la Neptun, vine de la Algol. Și este o himnoză care pe undeva ți aduce ceva nefiresc. Noi simțim că este ceva nefiresc, dar toți suntem hipnotizați. Este ca și când eu sunt supărat acum pentru că afară plouă. Eu simt că nu este normal să fiu supărată că afară plouă, da. Dar sunt efectiv hipnotizată de peisajul de pe geam care este mohorât. Deci eu știu cu toată ființa mea că nu este bine să mă las hipnotizată de acest lucru. Nu pot să o fac, nu pot să-mi activez latura spirituală atât de mult încât să nu mai hipnotizeze peisajul mohorât de afară. Cam asta se întâmplă și pentru nativii Taur, deci trebuie să găsiți
resurse sau persoane suficient de puternice și spiritual și în zona iubirii și în zona cunoașterii și în toate și în zona de hobby-uri, pentru că taurii știm că sunt foarte interesați să aibă în jurul lor persoane cu care împărtășesc același tip de hobby sau cu care pot savura cafeaua discutând despre lucrurile care lor le fac plăcere. Foarte greu să poți corupe un nativ taur să-i facă plăcere altceva decât ceea ce îi place lui. Da, e vorba de provocare aici, da? Pentru că nativul taur, și exact ai zis foarte bine, noi toți avem tendința acum să ne lăsăm puțin fascinați, puțin hipnotizați, înșelați mai degrabă, așa, de ceea ce ni se propune. Nu, ni se propune acum tot felul de minciuni, că vorbeam de la bun început de aspectul acesta. Cele mai sofisticate au capacitatea de a ne integra în povestea lor. Ne vin ca niște povești, ne vin ca un program informatic, ca un joc de calculator care ne modelează mintea astfel încât să ne determine să acționăm într-un anumit fel. Întâi să gândim, deci porneze la gândire către acțiune și este o chestie foarte periculoasă pentru că au tendința să introducă un program care se activează de fiecare dată la cuvinte cheie sau când dorește cineva anume. Și e foarte periculos și nu e bine să intrăm în aspectul ăsta sau dacă ne afectează, ne afectează, vrem, nu vrem, ne afectează. Să ridicăm o barieră mentală. Pentru că pentru nativii tauri pot să fie, să acționeze poate ca un blocaj atunci când este bine să acționeze, e bine acționează această fascinație sub formă unui blocaj mental, stai, nu vreau să reacționez în niciun fel, mi-e teamă să mai acționez și e un blocaj care este foarte dăunător pentru o zodie ca aceasta, de fapt pentru toată lumea. Foarte greu să ne extragem din această tentație, această paralizie cumva, da? Se introduce o stare de paralizie mentală, adică acționăm în locuri în care n-ar trebui să acționăm și unde ar trebui nu acționăm. Cred că ar trebui găsit în interiorul nostru, pe cât posibil, partea aceea mai luminoasă și esențială, în care odată concentrat mintea și respectiv sufletul nativului taur și cu care este și cel mai confortabil ca structură esențială interioară, să-și găsească forța de a depăși blocajele respective, că altfel este foarte periculos. Dar se poate, se și poate. Își poate găsi zona aceasta interioară de confort, să se întoarcă în timp la ultima, cum este la computere, reactivarea ultimii stări bune a computerului. La fel și pentru ființa umană, la fel și pentru nativul taur. Să rememoreze ultima stare cu adevărat bună a lui și să recheme, e o invocare interioară a stării de bine. Nu este întâmplător faptul că acest Uranus, despre care vorbeam că primește această conjuncție cu alcool, face un sextil superb cu Neptun, aflat și el pe grad analitic, pe gradul 359. Deci iată de ce este atât de puternică perioada. Și ea vorbește despre descărcări greu de intuit, nici nu putem să le spunem în cuvinte, da. Pentru că dacă pentru persoanele care știu astrologie și văd ce se întâmplă acum pe cer, situația nu este deloc foarte... Eu înțeleg că sunt tot felul de persoane care ne roagă să spunem lucruri pozitive, benefice și dimpotrivă ne ceartă dacă spunem lucruri care sunt mai dure. Ideea este că nu poți să deformezi adevărul, nu poți să vorbești doar despre ceva benefic dacă astrograma acestui moment cu acest Neptun pe gradul 359, cu acest Uranus care și el se găsește pe ultimele grade în Taur conjunct cu alcool, aceste două planete plus Pluto care a intrat în vărsător pentru două decenii și vorbește despre o schimbare totală de paradigmă, nicio schimbare, ca și când spun se schimbă fața lumii. Păi da, dar noi vrem vești bune. În momentul în care se schimbă fața lumii și în momentul în care se schimbă atât de radical ceva, lucrurile astea vin cu un preț, adică și noi atunci când ne schimbăm radical, asta vine, n-ați văzut atâtea persoane care, nu știu, după ce au avut o boală foarte dură sau și-au pierdut totul sau le-a murit cineva drag, sunt altcineva practic, nu nici pomeneală de defectele pe care le aveau sau slăbiciunile pe care le aveau, sunt cu totul alte persoane. Exact. Așa și acum, aceste aspecte, acest Pluto proaspăt intrat în vărsător pentru două decenii, Neptunul acesta este...
pentru generațiile noastre, pentru toți cei care suntem în viață, este pentru prima dată și pentru ultima, pentru că este 165 de ani face acest cerc zodiacal. Când o să-l prindem în această poziție unică, pe acest grad unic, 359, vorbește clar despre schimbarea lumii, ca și mentalitate, ca și forță, ca și mod de a aborda, de la profesii până la gestionarea banilor, până la modul în care privim partea de lider și așa mai departe. Deci totul, până este vorba despre toate structurile care se reformulează într-un mod benefic, bineînțeles. Deci puterea, configurației astrale actuale este atât de mare încât și la nivel individual cu toții trebuie să schimbăm ceva fundamental în stilul nostru de viață, pentru că dacă nu, lucrurile pot să devină atât de agresive încât unii dintre noi chiar pot avea necazuri destul de dure, nu mă refer acum la nativitate, ori vorbim în general, da. Am făcut o paranteză, pentru că este evident că ceva se dorește de la noi. Dacă este un lucru foarte greu de obținut în această perioadă, acel lucru este accesarea zonei pozitive și optimismului. Este foarte greu să mai fim optimiști și să vedem lucrurile așa armonios, pentru că suntem seduși, din cauza acestei conjuncții Uranus-Algol și nu numai, de partea negativă a ceea ce este în jurul nostru și a ceea ce ni se întâmplă. Este foarte greu, de aceea este, după părerea mea, cea mai mare achiziție pe care o putem avea, mai mult decât banii, în această perioadă, cea mai bună achiziție este legată de oameni care au un tonus bun. Deci să avem în jurul nostru oameni cu tonus bun și pozitivi. Da, așa este. Deci, la câți mizantropi sunt în jurul nostru, la câte persoane speriate de ceea ce stă să se întâmple și care refuză să vadă adevărul din frică, nu că ar fi un altceva decât ceea ce li se propune. Într-adevăr, prezența în cercul strâns, apropiat de prieteni, unei persoane stenice, pozitive, valorează imens, pentru că reușește să-i scoată dintr-o paradigmă, din fascinația aceasta de care făceai vorbire, din hipnoza aceasta blocantă care vine dintr-o zonă întunecată și rea. Pentru că cine e pozitiv acum are și datoria de a ajuta pe ceilalți. Oricine este acum pozitiv și stenic este pentru că trebuie să ajute și pe ceilalți să fie model. Da? Nu va mai fi cineva, e bine, zâmbesc, e ok, dar doar pentru mine, nu, o să vedeți. Dacă faceți un experiment simplu, mergeți într-un loc aglomerat și începeți să zâmbiți, o să vedeți că toate privirile se îndreaptă asupra dumneavoastră. Deci faceți acest experiment, l-au făcut. Deci se uită toată lumea. Deci de ce? Nu se așteaptă. Sunt atât de preocupați săraci oameni de problemele lor că atunci când cineva are curajul să zâmbească în public, ceilalți sunt fascinați pentru că e ca un leac pentru sufletele lor frământate. Ăsta e un lucru greu de dus. Chiar și pentru cel care zâmbește, că el trebuie să zâmbească cu putere de sus, altfel se va consuma foarte rapid, ca o lumânare care dă lumină foarte puternică, dar se consumă repede. Mai este un aspect important pe care și taurii îl vor resimți din plin. Bine, la tauri se reașează structura socială foarte puternic, acest Saturn și Neptun pe casa 11-a. Prezența celor două planete atât de puternice pe casa 11-a vorbește despre faptul că apar tot felul de persoane, personaj, tot felul de prieteni, cunoștințe, oameni care încep să poarte un mesaj, să spunem așa, pentru tauri. Fie vin și le spun lucruri, fie îi ajută din senin. Vin pe o structură îngerească, aș spune, adică sunt trimiși direct din astral să-i ajute în problema pe care o au nativii tauri. Este foarte frumos și foarte consistent acest ajutor care vine pe casa 11, pe casa relațiilor și trebuie apreciat, pentru că pentru fiecare undeva se descarcă acest tip de ajutor, este casa pe care se găsește Neptun și Saturn. Și trebuie să fim recunoscători universului. Repet, pentru fiecare zodie se descarcă undeva. Pentru nativii berbec, am spus, este pe casa 12, deci universul le, vorbim acum pentru berbeci, universul le arată cum le poate merge mult mai bine într-un domeniu în care până acum au avut o situație și acum le oferă ocazia să aibă altă situație, dar mult mai benefică. Iar pentru nativii tauri spuneam că acest noroc și factor de protecție divină vine pe casa prietenilor și a cunoștințelor, deci apar tot felul de persoane protector care îi ajută pur și simplu fără ca nativii tauri măcar să-i roage.
Deci este un aspect foarte frumos. Revenim după publicitate.